Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal din seria asta numită de Car Parking. Vezi, de data asta nu este roleplay. N-am mai făcut, cred că de ceva timp, o prezentare la un update, ceva. Și de data asta avem un nou update. Cred că unii dintre voi ați văzut și l-ați pe story sau pe pagina de Instagram. Așa că, dacă băieți, dacă vă place acest videoclip, ne uitați acolo să apăsați pe butonul de like, să facem la clipul ăsta cât mai multe like-uri. Probabil mi-a luat-o cineva înainte sau ceva de genul, așa că, na, aia e. Oricum o să fac așa pentru voi și așa mai departe. Așa că, da, băieți, din câte ați văzut, probabil unii dintre voi aveți update-ul, probabil unii dintre voi nu-l aveți. Așa că, dacă în caz că nu-l aveți, o să trebuiască să așteptați, pentru că este beta încă. Abia ce s-a lansat. Așa că, da, băieți, hai să vedem primul și primul rând, din câte știu că s-a băgat 3 mașini noi. Avem ăsta care a fost odată în joc, dar văd că l-a updatat din nou. Da, interesant. Mi se pare că avea și body kit-uri cel vechi. Nu mai știu, să-mi spuneți voi dacă știți. Hai să vedem următoarea mașină. Avem un Corvette din ăsta vechi. Ia, hai să-l și cumpărăm să vedem cum e. Deci Corvette-ul vechi, hai să vedem și interiorul. Interior vechi. Deci avem, cred că vreo 4 Corvette sau 3 pe acolo. Avem niște spoilere. Și pe ăsta ce e? Niște chestii de-astea pe capot, chestii de-astea pe plafon aici, nu putem. Și are fară din astea escamotabile. Deci e interesant. Ia să vedem. Și următoarea mașină, bă, dar asta parcă nu avea grile asta așa. În fine, arată diferit. Puțin, nu știu, parcă mi se pare mie sau... Așa, probabil mi se pare mie. E36-ul... Ia să vedem, băieți, ce mai avem pe aici. Știu că sunt 3 mașini. Asta s-a mai băgat ceva body kit. Probabil că nu. Ia să vedem. Să vedem ce mașină mai avem pe aici. Îți curios dacă s-a mai băgat body kit pe ceva mașină. Vom vedea imediat. Să vedem acum următoarea mașină. X5-ul, Ford-ul ăsta. Asta așa. Hai să vedem. Opa! RS7. Mamă, ia asta să-l cumpăr și pe ăsta. Da, băieți, avem RS7. Aparent au băgat băieții RS7 în joc. Îmi pare rău puțin că nu este varianta mai veche, dar... Na, de ce nu merge și asta? Mamă, dar spoilerele astea să mor eu dacă nu sunt râtele de tot. Bara de față avem ceva lip cu... prostie, de asta sunt foarte urâte. Și pe spate avem astea de carbon. Interesant, aș putea spune. De ce nu? Merge, e ok. Și asta așa. Să putea și mai bine, dar nu contează, contează că avem RS7, băieți. N-arată rău. Și din câte știu, s-a mai băgat... ia vedeți, băieți, s-a băgat aici, de asta la cameră. Să putem face la numere aici. Interesant. Interesant așa. Hai că cu ocazia asta vă arăți ce plăcuțeam. Mișto așa. Să vezi în partea asta, să vezi. Da, interesantă chestia asta. Și din câte știu, mai avem ceva pe hartă schimbat. Și din câte știu și niște sunete. Să vedem imediat. O să le pune și noi pe astea. 630 de cai stoc. Interesant, interesant. Și din câte știu eu că pe zona din Mountain Park s-a băgat în zona nouă. O să vedem imediat. Așa că, da, băieți, în sfârșit avem și noi una. Bine, în sfârșit, ia, vezi. Ce frumos se aude. Așa arată și pe interior. Cu toate astea ceasuri. Da, pe aici, limonii.
Bă, dar chiar a schimbat toată zona asta de aici, unde te duci spre munte. E mișto. Avem și aici un mech. Ia, hai să mergem să vedem, mă. Un mech ceva cu ăsta, să dau și eu mai, așa că nu prea ne permitem. Avem un peco aici. S-a datat peco celălalt. Avem ceva service, aparent, de cauciucuri nebunii. Parcare de camioane. Interesant. Ce ziceți, băieți? Băgăm audio ăsta în roleplay? Chiar îți curioz dacă ați vrea să-l băgăm în roleplay pe ăsta micu. Ia vedeți, băieți, Nelu. Curba asta de aici, mamă. Hai, mă, că e mișto. M-a updatat, băieți, mașina. Mașina a locul aici. Ia, ia. Aici avem o zonă mai rapidă să ajungem acolo. Dar noi o să mergem pe zona veche. S-aude frumos, s-aude frumos audio. Îmi place. Ia și aici ce este? Ia, mă, dă-i mâna apoi, mă, nebune. Și ceva la... pe aici, cred. A, ia. S-a băgat ceață, băieți. S-a băgat ceață. Ia vedeți aici. Mamă, asta direct horror, să mor eu. Aici e ceva restaurant, din câte observ. Ia să vedem. Interesant. Ia, stați așa, hai să băgăm și noi un pic de ceață, băieți. Eu zic că merge. Da, da, îmi place, așa îmi place. Ia și noaptea. Nu, aici nu știu ce. În fine, hai să scoatem și noi ceața asta, că e urâtă. Bine, e urâtă, e faină, dar, na, vrem să vedem și noi acum chestii. Opa, stai că vreau să mă duc pe podul ăla după. Avem aici dita mai zona, băieți, dar hai să ia să vedem și până mai întâi pe podul ăsta. S-aude frumos, s-aude frumos, s-aude, îmi place. Mama, aici merge de o poză, una alta. Da, băieți, e frumos, e frumos, frumoasă zona asta aici. Cu ceva lac acolo. Frumos, frumos. E foarte, foarte, foarte mișto update-ul până acum. Deși nu este cine știe ce, chiar îmi place până acum, mai ales zona asta de aici. Mergem, băgăm niște roleplay-uri de alea nebune pe zona asta. Ia și aici ce? Aici e filmă de... aici ar fi trebuit să fie ăsta, am zis. Portul, aici e portul, vezi? Ia. Vaporul ăla plin de alea pe acolo. Scavatorul ăsta. Ce ui? Motosivuitor, cred că era ăla, în fine. Da, băieți, cam așa arată un port frumos. Ia uitați aici, băieți, mare port. Venim și importăm mașini de aici. Cu tren, cu dalea, cu garaje pe aici. Da, mă, frumos, frumos până acum aici. Hai să mergem mai departe. Service. Service. A, asta e partea aia unde ieșim în curba aia direct. Bun, hai să vedem. Home, sweet home. Opa. Ia mai să vedem ce e aici. Băi, ești nebun, asta e o zonă din aia ca de țară, așa. Ar merge să mă mut aici la o casă de asta, vezi că e mișto pe aici. Da, băieți, asta e o zonă de aia de țară, așa, de country, să zic așa. Vorba aia merge, ne mutăm la țară. Uite aici un loc de ăsta, așa, câteva căsuțe, un părculeț. Ia să mergem în părculețul ăsta. O, mamă, ia vezi, mă. Are open hood, are toate astea pe aici.
Interesant. V8. În spate de mai por bagajul. Uși, interior, nebunii. Îmi place. Ora asta e că am zis că mă opun parcul ăla, în fine. Dacă mergem direct cu mașina, opun parcul. Dăm mașina în leagăn. Da, un parculeț, câteva leagăne. Merge. Ia să vedem dacă mai e ceva pe hartă. Din câte știu că am mai modificat sunetele la câteva mașini, la un Park F90. Adică știți și voi că ați văzut la el pe story sau pe Insta. Da, și cred că cam asta e zona nouă. Nu știu dacă mai e ceva. A, și am modificat aici vama. Am băgat asfalt din ăsta și de aici intrăm în zona veche. Așa că nu cred că ar mai fi ceva nou pe aici. Da, deci cred că cam atât a fost cu zona nouă. Poate pe viitor avem și noi un mountain mai modern. Dar, da. Până atunci, mai răbdăm. Ia, ce să facem. Da, hai să vedem și sunetele la mașini. Pentru că s-a băgat la F90. Ia să vedem. Am F90-ul, trebuie să se lampă aici. Ia să vedem. Bun, hai să vedem F90-ul. Parcă deja s-au de diferit. Hai să vedem. Ia, să băgăm aici. Da, băieți, a băgat sunetul original de F90. Da, mă, sună frumos, îmi place. Sună frumos, îmi place așa. Da, sună frumos, băieți, îmi place. Ia. Da, sună frumos. Și din câte știu că la M4. Hai să vedem și la M4 cum sună. E bine că am avut puțin gol, dar mi-am cumpărat și o mașină de noi. Ia, uite aici, M4. Mamă, un milion. Ia, hai să vedem și M4 cum sună. Și dacă mai descoperiți voi ceva și nu v-am arătat, să scrieți acolo în comentarii. Că probabil am ratat ceva și nu v-am arătat. Ia. Da. Interesant. Auzi. Da, sună mișto. E interesant. Da, e sună mișto și cred că mai e la încă o mașină. Ia să vedem la M2. Poate s-a mai băgat la alte BMW-uri, dar nu cred. Bine, acum nu o să stau să le iau pe toate la rând, vă dați seama, dar mi s-a părut la asta puțin diferit. Acum nu știu. Hai să vedem. Da, deci cred că doar la BMW-urile alea două s-a băgat sunete originale, din ce am văzut. Acum, da. Cred că cel mai spectaculos din update-ul ăsta e audio la R7, în rest nu știu dacă e ceva wow. Dar, na. Hai să vedem dacă ne și bagă. Bun. Bun, băieți. Și la M2 aparent s-a băgat sunetul original. Da, și la M2 aparent. Hai să vedem la M4 nou acum. Poate e alt sunet. Sau hai să vedem la M3 Touring. Ia să vedem. M3 Touring. Unde e, mă, Touring? Ia. Cred că s-a băgat și pe ăsta sunetul original. Ia.
Cred că pe majoritatea BMW-urile ori am impresia că s-a băgat sunet original. Acum nu știu. Da, bă. Mișto, interesant și pe ăsta. Hai să vedem M4 nou acum. Cred că pe 60 sigur nu s-a băgat sunet de V10. Adică gen îi sunet de V10, dar e ăla de la băgat atunci. Hai să vedem acum dacă... Ia. Da, cred că pe majoritatea BMW-urilor s-a băgat sunet original. Acum, bine, vă dați seama că nu ne-a arătat la toate, probabil ne-a lăsat să descoperim noi. Mai este vreun BMW pe aici, mai jos? Nu cred. Ia să vedem ce BMW mai am eu. Ceva mai interesant, așa. P60 oare? Să fie 60 cu sunet. Ia să vedem. Și după aia probăm și 39-le și cam aia e. Hai să vedem. Da, băieți, a schimbat sunetul de pe 60. Ia auziți. Da, băiețe, ăsta cred că e cel mai mișto de până acum. Hai să vedem și 39-le. Și după aia vedem și 34-le, că... Na, ce să facem acum, ne probăm pe toate. Hai să vedem mai întâi 34-le ăsta. Poate cine știe. Poate s-a băgat ceva pe el. Sunet. Deși nu cred că... Na. Vedem mai întâi și... Hai să... Ba da, băi, ți-a băgat sunet și pe ăsta. Da. Hai să vedem și pe 39-le dacă a băgat 5000 V8 ăla sau cât îi. Cred că 5000 V8 îi. Ia să vedem. Unde e 39-le, mă? E 39. Acum să găsesc că e 39-le. A, uite-l mai aici, mă. Opa, cred că s-a băgat și pe... Cred că băieți s-a băgat pe toate BMW-urile sau chiar pe toate mașinile, am impresia. Acum, na. E bine, într-un fel. Ia. Da, băieți, s-a băgat sunet pentru ăsta. Da, deci aparent cred că avem sunete pentru absolut toate mașinile. Interesant. Da, băiți, cam asta a fost și cu acest update, să zic așa. Dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare clipuri și oricum o să postăm zilele astea și câte un clip de roleplay, am zis așa să vă fac, pentru că n-am mai făcut de ceva timp o prezentare la un nou update. Cam asta e, un Audi R7, un Corvette și tofașul ăla care aparent a fost în joc, dar s-a updatat. Și cred că apare în toate sunetele din joc, hartă, de fapt nu hartă, nu, zonă nouă, plus chestia cu ceața. Na, n-a fost cine știe ce, dar na, un nou update este important acolo, adică merge, orice update contează, vorba aia până la urmă. Așa că da, băieți, cam asta a fost cu acest videoclip, dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare, cum am zis mai devreme, apăsați clopoțelul pe buton, așa de like, vă abonați dacă sunteți noi. Cu clopoțel, cu tot ce trebuie. Verificați acolo descrierea unde aveți serverul meu de Discord, profilul meu de TikTok și cel de Instagram, unde vă invit dacă vreți acolo să dați un follow. Așa că da, băieți, eu am fost de Gream și o să revedem data viitoare. Pa, pa!